Florin Câțu nu a vorbit însă și despre o decizie care afectează mii de români din Ucraina. Statul a decis să elimine treptat predarea în școli în limbile minorităților. Decizia a fost criticată însă de președintele Ungariei, prezent de asemenea la întâlnirea de la Kiev. Ucraina a decis să elimine predarea în școli în mai multe limbi ale minorităților de pe teritoriul statului, printre care și limba română. Legea prevede că românii maghiari, rușii, bulgarii și polonezii nu vor mai putea studia în limba maternă pe teritoriul Ucrainei. Procesul de eliminare a limbilor minorităților din școli a început în 2018 și se va face treptat până în 2027. Anunțul a fost făcut și în cadrul summitului de lansare a platformei internaționale Crimea, care are loc zilele acestea la Kiev. Cu toate că la întâlnire a participat și premierul României, Florin Câțu, acesta nu a îndrăznit să comenteze pe marginea subiectului, deși decizia urmează să afecteze mii de cetățeni români, în contextul în care comunitatea română din Ucraina este a treia cea mai mare capondere după ucrainieni și ruși. Singura reacție a venit în schimb de la președintele Ungariei, János Áder, care a catalogat schimbarea legislativă drept un atac la adresa democrației. Dacă un stat își neglijează obligațiile internaționale și interzice limba maternă a unei minorități naționale în școli, restricționează folosirea limbii materne în viața publică și îi amenință cu amenzi pe aceia care își folosesc limba maternă, atunci aceasta nu este doar o încălcare serioasă a drepturilor minorităților, ceea ce nu corespunde unei țări dedicate democrației, dar, de asemenea, acționează împotriva intereselor națiunii majoritare, a spus șeful statului maghiar la summitul de la Kiev. Autoritățile din Ucraina susțin că decizia vine în cadrul unui proces de modernizare, prin care statul încearcă să elimine orice legătură cu sistemul sovietic, în timpul căruia a fost permisă existența învățământului în limba maternă. Prin adoptarea legii însă, Ucraina încalcă mai multe articole prevăzute în propria Constituție. Printre ele se numără prevederile privind dreptul la utilizare și dezvoltarea limbii materne, dar și articolul care face referire la drepturile individuale, drepturile și libertățile fundamentale, dar și egalitatea în fața legii.